Expoziție eveniment la Muzeul Național Cotroceni dedicată lui Rudolf Schweitzer Kumpănă la 125 de ani de la nașterea pictorului, un nume apreciat de colecționari și prezent la toate licitațiile de artă de la noi. Artistul român de origine germană a devenit celebru pentru ușurința cu care picta, a semnat mii de tablouri. Schweitzer Kumpănă este un pictor al secolului trecut, nelipsit din licitațiile de artă de astăzi. Tablourile lui se vând cu mii de euro. Este considerat unul dintre cei mai prolifici pictori români. Se pare că este autorul a peste 7000 de tablouri. El avea o vibrație extraordinară când vedea ceva care îi plăcea. Se așeza imediat și picta ceea ce îi plăcea, dar fără niciun fel de întârziere. A pictat cu aceeași pricepere, dăruire și maestrie portrete, nuduri, autoportrete, peisaje, naturi statice. Schweitzer Kumpănă era admirat în perioada interbelică și pentru stilul său vestimentar, dar și pentru eleganța conduitei. S-a format la Academia Regală de Arte Frumoase din Berlin, iar arta sa a primit chiar recunoașterea casei regale. Regina Maria i-a vizitat odată atelierul și a cumpărat câteva lucrări. Expoziția de la Muzeul Cotroceni reunește peste 120 de tablouri semnate Schweitzer Kumpănă, foarte multe din colecții particulare. Ele pot fi văzute până la sfârșitul lunii august.